Domnul profesor, domnul Cârnaț, vreau să vă întreb o chestie. Iată, noi la emisiunea trecută am rugat președinția să publice, să facă publice discuțiile care au avut loc cu fracțiunile respective și imediat a apărut o reacție că nu putem publica ceea ce nu avem. Eu am mai vorbit și cu alți colegi și chiar vreau să vă întreb acum. Avem noi nevoie de așa ceva? Pentru că după ce au loc aceste consultări, iese cineva din reprezentantul fracțiunii și spune una. După care iese președinte și spune alta. Și atunci este cuvântul meu împotriva cuvântului celuilalt. Ar trebui să existe o documentare a ceea ce se discută în cadrul acestor discuții, pentru că, bine, vorbim și de transparență, dar nu numai de transparență. Aceste sunt documente, sunt acte care ar putea fi folosite, de exemplu, în cadrul, și nu vorbim doar de cazul ăsta, vorbim în general. Și cum s-ar putea de rezolva din punct de vedere legal acest lucru? Vă dau răspunsul în felul următor. Președinții adoptă decrete cu caracter normativ și cu caracter individual. Acestea sunt actele în baza căreia președintele își exerce atribuția sa constituțională. Bine, asta acum, un moment. Acum, discutarea sau consultarea cu fracțiunilor parlamentare, da, ea se materializează prin emiterea unui decret. Anume, decretul respectiv are o anumită substrat, anumită documentație, care stă la baza, care o luăm din discuții pe care o aveți noastră. În ce măsură aceste discuții sunt obligatorii pentru a fi dat publicității în legea... Nu e vorba de dat publicității. Eu am cerut să... Dar asta e altceva. Nu, eu am citit dumneavoastră că a cerut ca să fie dat... Asta e altceva, că nu a dat publicității pentru că a spus că nu le au. Dar eu întreb, păi cum să nu fie un proces, bine, nu un proces, dar o stenografiere acelor discuții. Pentru că ele sunt probe, de exemplu, pentru o adresare la Curtea Constituțională. Pentru că fracțiunea poate să spui una, că s-a discutat acolo, președintele poate să spună altă. Nu este normal așa ceva. Parlamentul și președinția sunt instituții politice. Toate aceste discuții poartă caracter politic și nu au efecte juridice atâta timp cât nu sunt materializate într-un decret. Noi vorbim de sinceritate. Lipsa de sinceritate s-a manifestat inclusiv atunci când a fost desemnat candidat. Amintiți-vă, haideți să ne ducem săptămână sau 10 zile când a fost desemnat candidatura domnului Igor Gros, cum a fost desemnat. Toți am imat, s-au făcut consultări, ce facem, fracțiunile și așa mai departe, ca peste o oră să iasă și spună că se desemnează domnul Gros, care nici nu știe însuși candidat. Dar Curtea Constituțională a constatat că a fost un decret constituțional. Dar vorbim de sinceritate. Dacă se ținea cont de toate sfaturile și toate propunerile care au venit și în cadrul consultărilor, eu cred că acest lucru ar fi arătat altfel asta situație. Să mă depășești pe mine, fiindcă este discuție. Să avem în continuare un președinte, oricare ar fi el, și un parlament, și aceste lucruri nu vor fi documentate și iarăși nu vom ști, nici cetățenii nu vor ști ce s-a discutat în realitate acolo și ce are în comun discuția care a avut loc la președinție cu decretul emis. Deci trebuie să fie o legătură foarte clară. Ce vă provocat dumneavoastră să porniți telefonul mobil? Păi da, acolo s-a intrat fără telefon. Eu ce spun? Ceea ce înseamnă că la momentul când ați fost invitați, ați fost invitați la anumite discuții sincere din natură politică. Și acestea au fost numai acțiuni din natură politică. Nu, eu dacă eram acolo, mă duceam cu telefonul, nu-l lăsam acolo, că nu poate să mi-l ia nimeni.